Salutare, prieteni! Iată că a sosit și timpul să fac schimbul de ulei la motor. De data aceasta nu voi merge într-un service pentru acest lucru, ci îl voi face singur cu ajutorul pompei de schimbat uleiul. Temperatura uleiului, de fapt temperatura motorului, nu trebuie să fie mai mare de 60 de grade. În momentul de față avem 60 de grade. Înainte de a face schimbul de ulei, este necesar să lăsăm motorul oprit timp de cel puțin 15 minute pentru ca uleiul să se decanteze în baia de ulei. Vă voi arăta acum ce ne este necesar pentru a schimba uleiul. În primul rând, uleiul pentru motor, apoi filtru de ulei, un nou filtru de ulei cu garnitura aferentă, bineînțeles pompa, o cheie tubulară de 27 de mm, un prelungitor pentru aceasta și tija și o cheie tubulară de 10 mm. Pregătim acum pompa de ulei, conectând cele două furtune. Trebuie să conectăm furtunul de intrare, adică furtunul subțire. Fixăm colierul. Iar aici furtunul de evacuare a uleiului. Bineînțeles, punem și pe acesta colier pentru a-l strânge. După ce am montat furtunele, trebuie să scoatem joja de ulei, pentru că pe acolo vom introduce furtunul de absorpție. Încercăm să băgăm furtunul cu grijă până în momentul în care simțim că nu mai intră. Uleiul vechi, ce-l vom scoate, îl vom colecta într-un bidon gol și punem aici furtunul de colectare, de drenare. Acum urmează să conectăm cleștele de plus de la pompă la borna de plus a bateriei. Iar firul de minus pe caroserie. Folosim butonul de oprit pornit pentru a da drumul pompei și să vedem cum absorbe uleiul. Se pare că debitul e destul de mic, așa cum e prevăzut în manual, aproximativ 0,2 litri. Vedem în cât timp va termina extracția. După 30 de minute, din păcate, am reușit să scoatem aproximativ 2 litri și jumătate de ulei. Verificăm imediat pe jojă. Iată. Cam 2600 de mililitri am scos, în condițiile în care capacitatea de schimb este de 3,8 litri. Să zicem că 300-400, hai să zic 500 de mililitri de ulei ar fi fost diferența de nivel pe jojă ce trebuia completată la ulei, dar până la 3,8 litri, am zis măcar 3 litri 300 să scot, dar din păcate doar 2 litri jumate, ceea ce înseamnă că rămâne ulei în motor. Așadar, pentru motorul 1.6 HDI, schimbul de ulei cu pompa prin orificiul jojei de ulei nu e o variantă, deoarece nu putem scoate tot uleiul din motor. Voi opri pompa.
Din păcate n-am reușit să scoatem toată cantitatea de ulei din motor, am scos doar cam 2 litri 600. Scoatem furtunul din... Băgăm la loc Georgia. După care turnăm uleiul de motor vechi. Păcate, varianta de înlocuire a uleiului cu această pompă nu se dovedește eficientă pentru motorul 1.6 HDI și, cum am spus, vom merge în service pentru a schimba uleiul de motor. Ce să vă spun? Drumuri bune să aveți și rezervorul plin!